Ministerul Energiei face apel la români să doneze bani și să ajute familiile nevoiașe care nu au curent electric și căldură sau nu-și pot plăti facturile. Adoptați o casă și aprindeți lumina, îndeamnă ministrul Sebastian Burduja, în timp ce statul nu are bani să contribuie la acest demers. Autoritățile au încheiat un parteneriat cu un ONG care va cumpăra lemne de foc și le cere celor mai înstăriți să-i scoată pe cei săraci din beznă. Ministerul anunță de asemenea că România va avea un registru electronic și o hartă a tuturor gospodărilor care nu au acces la energie electrică. Sute de mii de români nu au energie electrică în gospodărie, ori nu-și permit din cauza veniturilor reduse să-și plătească la timp facturile. Pentru a-i ajuta cât de puțin, Ministerul Energiei a încheiat un parteneriat cu Asociația Energia Inteligentă. În prima fază, ministrul le cere românilor mai înstăriți să doneze bani pentru achiziția de lemne. Dacă în general trimiteau donații de haine, jucării sau alte lucruri de acest gen, să poată trimite lemne pentru încălzire pentru iarna aceasta. Sunt peste 2/3 dintre gospodăriile din România care nu au acces la altă sursă de încălzire decât lemnele de foc. Ministerul nu are suficienți bani pentru a-i ajuta pe cei cu venituri mici și speră că asociația va reuși să strângă suma necesară ca să cumpere lemne pentru 1000 de familii aflate la ananghie. Sunt convins că și acest parteneriat va aduce și va rezolva, sper eu, definitiv ceea ce înseamnă această sărăcie energetică extremă. A doua parte a parteneriatului se va axa pe descoperirea numărului real de gospodării care nu au curent. Ultimul studiu a avut loc în 2018, când au fost descoperite 52.000 de case fără energie electrică. Alte surse vorbesc de peste 100.000. Copiii românilor studiază încă în România anului 2023 la lumina lumânării. Vom face un registru național electronic al tuturor gospodăriilor care nu au acces la energie electrică. După ce această hartă va fi gata, ministrul va căuta soluții tot cu reprezentanții societății civile. Adică tot românii se vor salva pentru că autoritățile nu pot face nimic. Să adopte fiecare o casă. Să adopte o casă și să aprindă lumina pentru acești români. Cred că toate aceste elemente, într-un termen rezonabil, ar putea să fie rezolvate în 3 ani de zile. România este una dintre țările europene cel mai afectate de fenomenul sărăciei energetice. În septembrie, 1,5 milioane de familii au primit 700 de lei pe cardul de energie pentru a-și plăti facturile sau pentru a-și cumpăra lemne de foc. Un metru cub de lemn costă anul acesta cam 300 de lei, iar cu transport poate trece lejer de 500 de lei. E foarte greu de obținut. Numai că e scump, dar e foarte greu și de obținut lemnul de foc. Lemnele e urgie cât de scumpe sunt. Eu sunt în zona Bărăganului, păduri de salcâm puțin, fac stejar, nu, lemne de foc greu de găsit și foarte scumpe. Cei de la bloc, pe de altă parte, se gândesc la factura de energie, care va crește considerabil odată ce bagă în priză un calorifer electric sau o aerotermă. Și nu înțeleg cum, conform spuselor ministrului, 5 milioane de gospodării plătesc sub 35 de lei factură la energie pe lună. Mică. Doamne ferește, nici vorbă, niciodată, n-am văzut așa ceva. Nu, n-am plătit niciodată 35 de lei, eu plătesc undeva la 80-90 de lei pe lună. Fac economie și tot îmi vine 200 și ceva și 300 mi-a venit. Este o minciună grosolană, nu există așa ceva. Eu sunt singur, am o garsonieră și niciodată nu mi-a venit factură de 35 de lei. Pentru a evita o criză socială, guvernul a ales să mențină plafonarea și compensarea prețului la energie. Comisia Europeană ne cere să renunțăm la aceste ajutoare, deoarece criza energetică a trecut, iar prin aceste subvenții guvernul pierde 10 de miliarde.